Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.pi. În perioada 9-12 iulie a avut loc la Mamaia cel mai puternic festival național de creație și interpretare muzicală pentru copii. Este vorba despre Mamaia Copiilor, ediția a 15-a. De multe ori s-a întâmplat ca la acest festival să fim reprezentați frumos. Dar nu știu dacă vreodată s-a întâmplat ca un singur concurent să câștige două mari premii. Cred că v-ați dat seama deja, în această după-amiază în studioul Campus TV este Dora Găitanovici, micuța noastră care nu mai e micuță, interpretă, acum demonstrează că este și compozitoare și se descurcă de minune și în acest statut. Dora, bine ai revenit în studioul nostru, mă bucur mult să te văd. Și să-ți spun, așa cum îți spun eu de fiecare dată când te văd, ce ai crescut, Dora? Ce faci? Bine fac. Acum chiar foarte bine după concurs. După concurs, da. După cele două triumfuri, să le spun așa, pentru că tu ai reușit o performanță care nu știu dacă va putea fi egalată în ceea ce privește concursul Mamaia Copiilor. Când vorbim despre concursuri mari, despre oameni cu ani de experiență în spate, este posibil să mai vorbim. Dar când vorbim despre un adolescent de 15 ani, e foarte greu să fie egalat rezultatul tău. Te felicit și am crezut în tine, cred că de când te-am cunoscut, de la câțiva anișori. Mă bucur că ai reușit performanța asta, mă bucur că ai reușit să faci cinste Buzăului cu reprezentațiile tale. Vreau să-mi povestești cum a fost. În primul rând, a câta oară este când participi tu la Mamaia Copiilor? Este a 11-a oară, al 11-lea an consecutiv. Și din păcate și ultimul. Pentru că am împlinit vârsta maximă. Ultimul ca interpret. Ultimul ca interpret. Probabil că voi mai participa în următorii ani în calitate de compozitor la creație. Abia așteptăm să vedem, sunt sigură că o să obții și acolo rezultate frumoase. Cât timp te-ai pregătit pentru Mamaia Copiilor 2015? În fiecare an mă pregătesc pentru următorul an, exact după ce se termină concursul. Festivalul de anul ăsta? Cum l-ai gândit? Ce ți-ai propus în august 2014? Pentru că aceasta a fost ultima ediție la care am voie să particip, am vrut să fie ceva special. În primul rând pentru tine, cred. Da, dar și pentru festival. Am vrut să creez ceva măreț. Și cred eu că am și reușit. Am făcut show-ul Alunecând pe rază, care este o adaptare după poemul Ceafărul. Ideea să mergem la show la Mamaia Copiilor a fost a domnului Urtoi, tatăl Alexiei Urtoi, care a fost în echipa mea, a fost interpret, a fost Cătălina. Eu atunci aveam deja o piesă în lucru și m-am gândit că s-ar potrivi foarte bine și am decis să o dezvolt. Aveam nevoie și de un subiect cu personaje bine conturate. Întâi am căutat prin literatura română, m-am uitat și prin baladele populare, a fost pe listă și Mănăstirea Argeșului, dar mi-au luat-o alții înainte. După am mai căutat și prin literatura universală, dar n-am găsit nimic care să se potrivească cu piesa pe care o aveam în lucru. Doar la telespectatorii noștri vor avea ocazia să urmărească sau să revadă, dacă au văzut până acum, spectacolul în sine, pentru că voi ați oferit un adevărat spectacol. Ați avut nevoie de mult curaj să plecați pe drumul ăsta, voi niște copii. Da. Nu v-a fost teamă niciodată că n-o să iasă sau că la un moment dat se va întâmpla ceva și o să fiți nevoiți să abandonați? Cum ați gândit-o? Ne-am dorit foarte, foarte mult să iasă foarte bine acest moment și am muncit din pasiune, așa, pentru că ne-a plăcut foarte mult să lucrăm împreună. Suntem și prieteni foarte buni, toți patru. Ne cunoaștem de mult, tot prin festivaluri.
Pe de o parte ați fost voi care ați muncit, pe de altă parte au fost părinții voștri care au fost în fiecare secundă lângă voi și au avut grijă de voi. Ați furat și din ideile părinților? V-au mai sugerat pe aici, pe acolo ce să faceți? Ideea cu subiectul a fost a mea. Ideea cu show-ul a fost a tatălui Alexiei. Deci, da, și părinții s-au implicat destul de mult în acest proiect. A existat vreun moment când ați fi putut să ziceți nu se poate, nu iese? Nu. Deci, sub nicio formă, nu. Nu. Când v-ați apucat de repetiții, de... Imediat după ce am terminat eu muzica și versurile și tot. Cât ți-a luat să faci muzica și versurile? Nu știu sigur. Cred că prin iarnă sau prin primăvară aveam totul gata și am început să repetăm. Adevărul este că un artist nu ține niciodată cont de timp. Da. Pentru că înainte de începerea emisiunii, mai în glumă, mai în serios, și o să înțeleagă și telespectatorii noștri de ce, te-am întrebat dacă cumva ai descoperit tu vreun secret prin care lungești ziua. Și mi-ai spus că nu, tot 24 de ore are, dar și totuși nu reușesc să-mi dau seama cum poți să faci atât de multe. Înțeleg că n-ai ținut cont de timp atunci când te-ai apucat să compui. Ce te inspiră? M-a inspirat chiar poemul lui Eminescu. În tot ce am făcut acum, pentru că trebuia să se potrivească foarte bine pe subiect. Ai discutat și cu un cadru didactic, cu cineva care are o altă viziune asupra poemului? Întâi l-am studiat singur acasă, după am început să mai vorbesc și cu profesoara mea. Cine este doamna? Este și diriginta mea, doamna Iulia Lazar. Doamna Lazar de la HD, da? Da. Foarte frumos. Îmi imaginez că dumneai ți-a expus așa poemul din mai multe puncte de vedere, ca să zicem așa, pentru că ce ai scos tu în evidență acolo mie mi se pare extraordinar. E foarte frumos. Cât durează show? Cât a durat show-ul pe scenă? Show-ul a durat cam 5 minute și jumătate. Destul de puțin pentru cât ai fi vrut tu, dar destul de mult pentru câtă muncă înseamnă. Da. Eu am de gând să dezvolt acest proiect. Vreau să-l transform într-un musical adevărat, într-o operă rock. Cam de 90 de minute. 90 de minute. Cam așa, da. Acum, în viitorul foarte apropiat? Da, deja am început să lucrez, să-l dezvolt. Și o să-ți și iasă. Așa sper. Da, eu am avut așa o reacție 90 de minute pentru că mi se pare extraordinar de mult. Unde ai vrea să duci show-ul ăsta? Unde ai vrea să... Pe ce scenă ai vrea să urci? Pe o scenă mare. Pe orice scenă ar fi dispusă orice să scenă, te primească, da. Nu? Și cu publicul suficient de educat, să-i spunem, cât să te asculte. Sunt convinsă pentru că eu am văzut imaginile, o să le difuzăm îndată și o să le vadă și telespectatorii noștri. Sunt convinsă că vei reuși să ții publicul lipit cu ochii pe scenă. Haideți să urmărim imaginile, să dăm posibilitatea și telespectatorilor noștri să urmărească ce ai făcut tu la Mamaia Copiilor cu musicalul Alunecând pe o rază. Muzică, text, adaptat și orchestrat show-ului. Compusă de Dora. Haide să urmărim imaginea. A fost odată la povești. A fost ca niciodată din râde mari împărătești o prea frumoasă fată și era una la părinți și mândră în toate cele cum e fecioara între sfinți. Și luna între stele. Din umbra falnicelor bolți ia pasul și-l îndreaptă lângă fereastră, unde în colț luceafărul așteaptă. Cobori în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrunde în casă și în gând, și viața luminează.
Iar cerul este tatăl meu și muma mea e marea. O, vino, dorul meu nespus și lumea ta o lasă. Pe gură zile, zile vorbe și-au spus, ea nu înțelegea cum e să fii mereu steaua de sus și te amăgea. Ești un văz comun, înger, odată mi te arăta. Dar pe calea ce mi-ai deschis, tu nu mă vei purta. Într-adevăr, un show, un show în adevăratul sens al cuvântului, ați produs voi pe scena Mamaia Copiilor. Care au fost reacțiile, Dora? Ce a spus juriul? Ce au spus oamenii din sală? Cum s-a văzut? Într-adevăr, cel mai important pentru mine a fost să văd reacția publicului. Și a fost exact așa cum mi-am dorit. Și acum îmi dau seama că merită să continui acest proiect.
Și oamenii de muzică, adică cei din juriu, au apreciat acest moment și m-au felicitat după ce au văzut. Da, au avut o reacție din asta, o explozie, cum obișnuiesc la piesele foarte bune sau suntem noi obișnuiți doar cu reacțiile astea de la televizor, din concursurile televizate. Acolo au avut vreo explozie din asta de bucurie? Da. Știi de ce te întreb și insist foarte mult pe acest aspect? Pentru că mie una, ca și spectator, ca și om în sală, mi s-a părut ceva extraordinar. Mi-am dat seama din ce ați făcut voi acolo, cât de mult ați putut să munciți, pe de o parte. Ești un adolescent, un copil care se dedică trup și suflet la ceea ce face, motiv pentru care nu o să discutăm aspectele financiare, câți bani stau în spatele unui astfel de spectacol. Însă ore de muncă, și cred că prin muncă am spus totul. Iar tu vii acum și îmi spui că acest show ți-ai dorit să fie de 90 de minute cu oamenii potriviți. În aceeași formulă vă doriți să continuați? Da. Și crezi că o să momentan reușiți? Momentan ne lipsește un personaj, Demiurgul, dar ne-am descurcat. La Mamaia ne-am descurcat și nu s-a cunoscut. A fost Cosmin, cel care a fost și Cătălin. A fost și vocea Demiurgului, dar pentru varianta finală, pentru opera întreagă, voi căuta un personaj. De fapt, cred că îl și știu, dar... O să vii să ni-l prezinți. Chiar mi-aș dori mult să ajungeți. Poate, eu știu, se așează lucrurile într-un fel și o să fiți cu toții la Buzău să filmăm o ediție specială, să stăm de vorbă, să povestim, pentru că sunt convinsă că sunt foarte multe secrete în spatele acestor câteva minute de bucurie, pentru că voi asta produceți, bucurie oamenilor. Secretul este faptul că am avut o echipă foarte bună și fiecare a avut rolul lui. Și coreografia mi-a plăcut foarte mult, să știi. Cine s-a ocupat de coreografie? Că am văzut că tot copii sunt. Alina Cimpoieru a fost coreografa. Și am avut și niște dansatori extraordinari, tot copii. Cum e când sunteți pe scenă? Când ești singur ca interpret, e într-un fel. Dar când ai atâția oameni în jurul tău și fiecare știe pasul și tu nu trebuie să intri în fața lor, și cum este? Eu cel puțin știu absolut toată coreografia de la toți ceilalți dansatori din jurul meu și pe-a mea. Și am repetat foarte mult și nu a fost destul de greu să ne sincronizăm toți. Tu ești perfecționist așa de fel? De fel, da. Într-un fel, da. E foarte bine, nu e un lucru rău, să știi, pentru că mi-am dat seama din momentul în care mi-ai spus că știi absolut toată coreografia. Asta înseamnă că trebuie să stăpânești foarte bine lucrurile când se întâmplă pe scenă. Iar ăsta e un lucru foarte bun pentru tine și mai ales pentru evoluția ta, începând de acum încolo, pentru că cam urci pe scene, o să începi să urci pe scene unde sunt adulți, adică mă refer aici la interpreți cu experiență foarte mult în spate și tu va trebui să concurezi cu anilor de muncă, de multe ori poate mai mult decât anii tăi de viață. Da. Mi-a plăcut foarte mult costumația ta și trebuie să remar faptul că tu ai un fel anume. În câțiva ani cred că o să fie foarte ușor fanilor tăi, spectatorilor, telespectatorilor să te recunoască după costumație. Adică dacă cineva ți-ar așeza ceva în dreptul feței, oamenii își dau seama că tu ești acolo. E o costumație foarte frumoasă, foarte modernă, nu neapărat îndrăzneață, pentru că tu ești un copil și nici nu cred că ai merge pe linia asta. Cine îți face costumele? Bunica mea. Bunica ta. Da. N-am putut, doamnelor și domnilor, să am aceeași reacție pe care am avut-o în momentul în care mi-a spus în timpul pauzei, când dumneavoastră urmăreați imaginile, când mi-a spus Dora că bunica îi face costumele, am avut o reacție de uimire, pentru că mi se par foarte moderne, foarte frumoase, foarte bine așezate așa pe tine. De obicei îți face costumele sau doar acum? Da. Și tu ai încredere să te dai pe mâna bunicii? Este cel mai bun stil. Și eu puțin. Ideea a fost a mea.
Și cum i-ai spus? Bunica, hai să i-am ne apucăm desenat-o de treabă. Și a știut exact ce trebuie. Mm-hmm. Și cum ai, din primele probe, cum se așeza? I-ai spus, mai așa, mai așa? Da. Te ascultă bunica? Da. Cred și eu că ești nepoata ei și te iubește și... merge cu tine la spectacole? Te urmărește? Da, da, da. E mândră de tine? Da, și îi place foarte mult să fie în public atunci când cânt eu. Ce gen abordezi tu? Ce cânti tu? Mie îmi place foarte mult muzica rock. De ce? Știu. Cineva ți-a insuflat dragostea pentru muzica rock? Cum a fost? Nu, pur și simplu mi se pare că este genul de muzică prin care poți transmite emoții la cel mai înalt nivel. Este adevărat și este genul de muzică pe care, din fericire, și hai să înțelegi îndată de ce spun, din fericire, nu înțelege multă lume, dar cei care o înțeleg sunt oameni de o înaltă calitate. Da. Tu deja ai fanii tăi, e adevărat? Te oprește lumea, te salută, îți cer autografe, cum e? Pe stradă nu. Când prieteni. Sunt printre oameni cunoscuți, da. Ce spun oamenii de muzică despre vocea ta și ce au spus după această reprezentație? Și nu neapărat despre vocea ta, despre capacitatea ta de a te concentra pe lucrul pe care trebuie să-l faci. Pentru că acolo se vede că ți-ai pus foarte mult minte la contribuție și a ieșit un spectacol minunat. După reacția lor, cred eu, sper că am reușit să-i impresionez. Asta mi-am și dorit. Te-am urmărit în timp ce difuzam materialul și erai foarte atentă la televizor. Da. Îți studiezi greșelile pe filmări? Da. Ești foarte critică. Cu mine, da. Cu tine, cu ceilalți? Și cu ceilalți. Mai ales dacă fac parte din echipa ta. Cam pe unde greșești tu așa? În general, dacă am emoții și am de obicei, dar constructive. Cum îți înfrângi emoțiile? Eu zic că mă ajută emoțiile. Mă ajută să transmit mai mult. Da. Pentru că dacă nu există emoție, nu ai ce să transmiți publicului. Și până la urmă asta înseamnă arta. Exact. Sentiment. Ți se întâmplă să fixezi pe cineva în sală, pe tati, pe mami, un prieten cunoscut, așa cum spuneai, din festivaluri, și să îți rămână privirea pe el doar pentru că simți că îți dă putere? Da, mi s-a mai întâmplat, dar eu m-am obișnuit să mă uit la juriu. Când eram mică, îmi spuneau părinții mei să mă uit la juriu. Pentru și că m-am obișnuit așa. Așa te-ai obișnuit. În primul rând trebuia să impresionezi juriul, dar dacă juriul este impresionat pentru că sunt oameni cu experiență, oameni de muzică, clar și oamenii din sală sunt impresionați de evoluția ta. Da. Am vorbit de costumație, am vorbit de toate cele. Am tras linie. Consider că au fost contracandidați cel puțin la fel de bun ca tine la Mamaia Copiilor 2015? Da, concurenții din tot festivalul au fost foarte bine pregătiți. De obicei sunt foarte bine pregătiți pentru că este un festival foarte important pentru copii. Se creează, din punctul tău de vedere, viitoarele talente, se descoperă la Mamaia Copiilor? Depinde, da. Au circulat de-a lungul timpului oameni valoroși prin festival. Da, am constatat și eu și tot așa, stând și studiind anumite evoluții, anumiți interpreți, însă ți-am spus, ceea ce am văzut acum mi s-a părut extraordinar. Ce alt show ți-a mai plăcut la Mamaia Copiilor? În afară de al tău. Toate sunt spectaculoase pentru că aceasta este și secțiunea, show, trebuie să fie spectaculos, trebuie să fie spectacol. Da, a crescut foarte mult acest festival, cel puțin în ultimii ani, adică dincolo de copilașii foarte talentați pe care îi urcam pe scenă și ne cântau una, două, trei piese, acum văd că deja e altceva.
Câți participanți, din câți, deci din România și din Republica Moldova, da, s-au făcut preselecțiile. Câți, ai idee, câți au participat la preselecții, câți copii? La preselecții? Nu, câți au fost selectați? În jur de 200, cred. 200-300, foarte nu mulți. Nu știu exact. Foarte mulți. Au fost destul de mulți. Au fost mai mulți decât în anii trecuți. Ai avut emoții vreo secundă că nu o să treci de anumite etape ale festivalului? Că nu o să trec, nu am avut chiar emoții. Poate la creație puțin, pentru că știam că voi concura cu oameni de muzică, compozitori consacrați. Cu cine ai concurat la creație? La creație? Dă-ne niște nume, așa. Bogdan Ota, Caragea. E destul, da. E de ajuns. Da, lucrurile astea spun foarte mult despre tine, despre munca ta, despre capacitatea ta de a te focusa pe ceea ce ai de făcut. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom vorbi și despre al doilea premiu câștigat de Dora, dar o vom provoca să ne povestească care e secretul, cum poate îmbina muzica să obțină rezultate atât de bune pe plan muzical și școala, pentru că, doamnelor și domnilor, Dora a terminat gimnaziul la HD-ul cu media 9,99. Dacă nu mă înșel, o să mă corecteze Dora după pauza publicitară. Luăm o scurtă pauză publicitară.